Vă spun bun găsit, dragi telespectatori! De ce ne îmbolnăvim? Care este cauza bolii? Cum ne putem trata? Sunt întrebări la care vom găsi răspunsul în emisiunea de astăzi, susținută în online împreună cu doamna doctor Florinela Stoianovici, medic medicină holistică și homeopatie și de altfel o bună colaboratoare a televiziunii Argeș TV. Vă spun bun găsit, doamna doctor! Mulțumesc, vă mulțumesc tuturor pentru disponibilitate și, într-adevăr, trebuie să le mulțumim aici telespectatorilor pentru că ei ne urmăresc de atâta timp și sunt atât de disponibili, de flexibili și, într-adevăr, sunt foarte interesați de medicina holistică. Drept dovadă acestei emisiuni, sunt de foarte mult timp, cred că avem ani de zile de când facem constant medicina holistică la Pitești și prin postările pe Facebook, în țară și în străinătate, pentru că, într-adevăr, această medicină este de interes, este medicina viitorului, este medicina prin care oamenii, în sfârșit, și medicii și pacienții au acces spre vindecare și spre satisfacția vindecării. Doamna doctor, de ce ajungem să ne îmbolnăvim? Acum știți ce se întâmplă în medicina obișnuită? Pentru că suntem neglijenți. Dar să știți că e mult mai complex. Cu ce suntem noi neglijenți? Cu partea fizică? Că de obicei la aceea ne uităm. Adică trebuie să mâncăm bine, să ne îmbrăcăm, să nu ne fie fric, să nu ne lovim. La aceste aspecte ne gândim când vorbim de corpul fizic. E foarte important să-l protejăm pentru că suntem sensibili. Noi suntem acoperiți decât de o îmbrăcăminte naturală numită piele și în rest corpul nostru este foarte fragil. Și atunci toate aceste lucruri care țin de cum funcționează fizicul uman în atmosferă, în atmosfera Pământului, țin de factorii agravanți care ar putea să ne îmbolnăvească. Frigul, umezeala, focul, etc. Dar nu este numai vorba despre corpul fizic, e mult mai complex. O să vedem astăzi că, de fapt, îmbolnăvirea poate avea loc în foarte multe locuri. Doamna doctoră, dar cum se îmbolnăvește de obicei corpul fizic? Are în spate și cauze emoționale boala de cele mai multe ori? Sigur că da, întotdeauna corpul fizic, până acum în medicină, se considera că este cauza bolii. De aceea, când pacientul se duce la medic, este investigat corpul fizic, pentru că acolo căutăm cauza. Și anume, investigăm toate organele și țesuturile, luăm tensiunea, facem ecografie, facem electroencefalogramă, investigăm inima, EG, putem să facem tot felul de analize de sânge, de laborator. Dacă ni se pare că e o problemă complicată, mergem la tomograf sau la CT, deci cu alte cuvinte, căutăm peste tot să găsim o cauză, o problemă care ar putea să dea simptomatologia descrisă de către pacient. Apoi facem diagnostice diferențiale și ajungem prin studiu medical și prin concepție medicală și pe baza analizelor la un diagnostic. De cele mai multe ori, diagnosticul are legat cu simptomele pe care le prezintă pacientul. Din păcate, medicina holistică a demonstrat că nu e chiar așa, pentru că s-ar putea și sunt cazuri în care nu se găsește absolut nimic la pacient și pacientul totuși este foarte bolnav. Doamna doctor, mintea ne poate îmbolnăvi, gândurile pe care le avem ne pot îmbolnăvi? Cel mai mult ne pot îmbolnăvi și mintea și emoțiile, cum spuneați. Adică, ce se întâmplă? De exemplu, emoțiile, că ele sunt cuplate foarte mult cu mintea. Deci, dacă vorbim de emoții, trebuie să vorbim de acest cuplaj minte-emoții. De obicei, sunt însoțitoare. De exemplu, emoțiile. V-ați gândit vreodată că atunci când avem emoții foarte mari de frică, că e o emoție frica, trebuie să știți, ca și când am avea rană în fizic. Deci gândiți-vă cum ar fi în corpul subtil, corpul emoțional, o rană, o problemă, o cauză, ar fi frica, să zicem. Și această frică este egal rană în corpul fizic, traumatism în corpul fizic. Așa arată în corpul energetic al emoțiilor frica. Iar la nivel mental, o persoană care are emoția de frică, dar o cultivă prin minte, dar e normal să avem frice, e normal să avem furie, dar dacă mintea noastră nu înțelege că trebuie să oprească gândurile și aceste emoții de frică, pentru că putem lucra, noi suntem niște persoane foarte evoluate, mintea este făcută să ne țină într-un echilibru, de aceea gândurile ar trebui să oprească aceste emoții, să le gestioneze și să lucreze cu ele. Dar dacă și mintea este disarmonică, adică persoana respectivă nu poate să fie în echilibru mental, atunci trebuie să știți că rămâne niște tipare fixe, vicioase,
de frică, de teamă, de anxietate. Cu alte cuvinte, ajungi în aceste tipare bolnăvicioase care duc la boală, deci, împreună, într-o dereglare între minte și emoții. Și asta este de obicei cam 70% cauza bolilor. O altă cauză este din celelalte corpuri, dar aici este foarte important să ne urmărim gândurile și să ne investigăm emoțiile.